Aceasta este cea mai dură echipă a României, echipa națională de not în ape înghețate. Paul Georgescu a fost din nou nominalizat la titlul Omul Anului de către Federația Internațională. După ce s-a lăsat de not în ape deschise, Paul Georgescu a făcut naționala de not în ape înghețate. Apa nu poate depăși 5 grade, iar înotătorii abia așteaptă iarna ca să dea drumul la treabă. Ușor, ușor s-a format un lot frumos de 10 băieți și o fată. Românii se pregătesc pentru mondialul din Polonia. Georgescu mizează pe 2 sau 3 medalii. Doar la o singură probă intră în concurs peste 200 de sportivi. La fiecare antrenament e greu. Adică prima dată când am intrat în apă a fost foarte greu. Atunci am zis că nu, eu nu cred că o să pot să not. Cel puțin nu să-mi bag fața în apă. Și acum iată că am băgat și fața, am și notat. Sportivii scot gheața din bazinele în care intră ca să nu se accidenteze. Gheața ne încurcă puțin pentru că trebuie să e periculos să nu se taie. Paul Georgescu a fost nominalizat la titlul Omul Anului la not în ape deschise. Georgescu e și sportivul care a notat cel mai rapid 1000 la Cercul Polar. În Polonia va intra și el în ștafeta pe națiuni. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.